Bună ziua! Ne întâlnim astăzi să vorbim un pic despre un produs editorial pe care l-am scos împreună cu editura didactică a Publishing House. Este vorba despre un produs foarte drag sufletului meu, pentru că este o perspectivă inovativă asupra modului în care putem face dezvoltare personală. Este vorba despre calendarul fericirii, un calendar perpetu, adică îl folosim și anul acesta și în alt an. Este un calendar al fericirii pe care l-am ilustrat și care conține foarte multe exerciții de construcție a fericirii în fiecare zi. De ce este atât de important să construim fericirea în fiecare zi? Pentru că, așa cum spun cercetările, din punct de vedere evolutiv, alte emoții, așa numitele emoții negative, deși eu le numesc emoții neplăcute, cum ar fi, spre exemplu, frica, furia, tristețea, dezgustul. Aceste emoții ne-au ajutat din punct de vedere evolutiv, foarte puternic, erau importante. Închipuiți-vă că fără frică n-am fi supraviețuit ca oameni preistorici, pentru că frica ne-a ferit de pericole. Iar fără furie, iarăși n-am fi supraviețuit, pentru că prin furie ne-am impus și ne-am luat dreptul nostru și am reușit să supraviețuim. Chiar și tristețea este extrem de importantă, pentru că ne-a ajutat să trecem peste momentele de pierdere, peste momentele de singurătate, peste momentele de stres, de dezamăgire. În schimb, fericirea, eu o numesc de foarte multe ori plantă de apartament, pentru că, spre deosebire de o plantă crescută în natură, planta de apartament are nevoie de mult mai multă grijă. Avem nevoie să o ținem la soare, dar nu foarte mult, să o udăm atunci când trebuie, altfel se ofilește. Fericirea trebuie construită în fiecare zi. Și știți de ce este important să avem un calendar al fericirii și nu doar să vorbim despre fericire așa la modul general? De ce ar trebui să facem acest lucru în fiecare zi, în fiecare moment al vieții noastre? Răspunsurile sunt simple și țin pe undeva de modul în care am evoluat în zona modernității și postmodernității. Gândiți-vă că în mod tradițional, atunci când oamenii trăiau în comunități restrânse, existau foarte multe extensii ale familiilor în jur. Astfel, când cineva avea o problemă, nu se întâmplau foarte multe situații negative. Omul nu era singur. Dacă avea o pierdere, dacă avea o despărțire, dacă avea o dezamăgire, erau multe persoane care puteau să fie în jurul său și să-l susțină. Astăzi, spun cercetările, suntem din ce în ce mai singuri. Iar singurătatea este una dintre cauzele depresiei. Avem prieteni, dar sunt destul de puțini. Avem o mobilitate socială fantastică. Ne mutăm dintr-un loc în altul. Ne este greu să ne acomodăm. Presiunea socială, presiunea evenimentelor din jurul nostru este extrem de mare. Gândiți-vă că am trecut de o pandemie, gândiți-vă că suntem în apropierea unui război care s-ar putea oricând extinde. Toată această zonă de incertitudine pune o presiune fantastică asupra psihicului nostru, asupra modului în care vedem lumea. Erau cercetări care spuneau că acum vreo 30-40 de ani, doar 2-3% din populație considerau că au trecut printr-un moment depresiv pe parcursul vieții. Dar, și aceste cercetări s-au făcut înainte de pandemie, în acel moment al cercetării, acum câțiva ani de zile, acest procent crescuse la peste 40%. Peste 40% din populație spunea că a trecut prin momente dificile, momente de gestionare dificilă a vieții. Astfel, trebuie să fim foarte atenți la modul în care construim și reconstruim fericirea. Știți că în calendarul fericirii există un exercițiu care este bazat pe o cercetare. Exercițiul respectiv spune așa: gândiți-vă că veți avea în minte imaginea unei păsări. Să ne gândim la păsări. În acel moment, fără să ne dăm seama, privirea se ridică. Vom privi în sus pentru că păsările zboară deasupra. Gândiți-vă la viermi și privirea va coborî, veți privi în jos, pentru că acolo vă așteptați să găsiți viermi, chiar dacă este vorba doar de un gând. De aceea este important să ne reconstruim gândurile în fiecare clipă, în fiecare moment al vieții noastre.
De aceea este important să ne gândim la lucrurile bune din viața noastră, să construim cât mai multe elemente pozitive, cât mai multe gânduri pozitive, pentru că dacă ne vom gândi la lucrurile pozitive, ele vor crește în viața noastră, ne vom orienta spre această direcție și viața noastră va fi mai frumoasă. În schimb, dacă vom vedea pericolele, doar pericolele, dacă ne vom gândi la lucrurile negative din viața noastră, atunci, fără să vrem, ne vom concentra pe această zonă a lucrurilor negative și ușor, ușor, nivelul nostru de fericire va scădea. Ca să-l păstrăm constant, trebuie să facem în fiecare clipă, în fiecare moment, câte un exercițiu. Trebuie să începem ziua, de exemplu, zâmbind. Sunt studii care spun că, de exemplu, creierul nostru se resetează, la fel ca un telefon mobil. În momentul în care suntem triști, trebuie să ne forțăm să zâmbim. În momentul în care noi am început să zâmbim, toată tristețea s-ar putea să, nu să dispară, dar să scadă în intensitate. Pentru că creierul va înregistra această disonanță, va spune, eu sunt trist și totuși zâmbesc. Înseamnă că nu sunt atât de trist. Și creierul poate să învețe, așa cum spunea Martin Seligman, poate să învețe să fie optimist. Noi putem să învățăm să fim optimiști. De aceea am construit calendarul fericirii. Ca un fel de carte de gândire pozitivă, de dezvoltare personală, dar sub forma unui calendar, pentru că în fiecare zi, în fiecare zi a vieții noastre avem de făcut ceva. În fiecare zi trebuie să ne gândim, să începem ziua într-un mod pozitiv, într-un mod care să ne ajute, într-un mod care să ne facă să ne simțim, să ajungem la o zonă de echilibru, într-un mod în care elementele traumatizante, de exemplu singurătatea, să nu mai fie atât de puternice în viața noastră. Și ca să închei, știți că sunt niște studii care spuneau că în America, în perioada pandemiei, 30% din cei intervievați pe o populație mare au spus că au simțit singurătate gravă. Dumneavoastră, cât de mult ați simțit singurătatea? Pentru că singurătatea este o cale bătătorită, o cale sigură spre depresie. Ce facem în momentul în care suntem singuri? Ce facem în momentul în care suferim o pierdere? Ce facem în momentul în care ne este frică? Ce facem în momentul în care suntem furioși și nu ne putem stăpâni această emoție? Învățăm să avem un echilibru. Iar echilibrul final este fericirea. Nu înseamnă că nu trebuie să simțim tristețe. Nu înseamnă că nu trebuie să simțim frică sau furie. Dar trebuie să învățăm să le echilibrăm așa cum, de exemplu, când facem o mâncare bună, punem ingrediente, fiecare ingredient, într-o anumită cantitate, astfel încât la final, mâncarea este și sărată, și un pic amară, și un pic dulce, atât cât trebuie. Aceasta este fericirea și vă invit să aveți calendarul fericirii, nu numai în acest an, ci în fiecare an alături de dumneavoastră, să repetați exercițiile, să învățați să fiți fericiți. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă!